Nicolae Ciucă se desparte de Ciolacu dacă ajunge la Cotroceni. Președintele PNL a afirmat că dacă ajunge președinte, nu-l va pune premier pe Marcel Ciolacu. Ba chiar a arătat că acesta susține impozitarea progresivă, iar România nu este pregătită. Candidatul liberal la prezidențiale a vorbit și despre variantele pe care le are pentru funcția de premier în cazul în care va câștiga alegerile din decembrie și va ajunge la Cotroceni. În momentul de față, la nivelul Partidului Național Liberal, avem cel puțin 5 nume care sunt, se califică pentru... Nu pot să vi-l dau acum, pentru că există acest principiu de loialitate în interiorul partidului legat de ceea ce înseamnă desemnarea unei persoane anume. În schimb, vă pot spune că va fi un premier profesionist, va fi un premier care nu va renunța la cota de impozitare de 16%, va fi un premier care va sprijini mediul de afaceri. Românii trebuie să meargă pe încredere. Dar pe Marcel Ciolacu l-ați spune prim-ministru? Păi Marcel Ciolacu vorbește de cota progresivă. Cum să-i acordăm un mandat când vorbim de cota progresivă? Deci nu l-ați spune pe Marcel Ciolacu? Nu. Președintele PNL a explicat și motivele pentru care nu l-ar mai numi premier pe Ciolacu în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale. În același interviu, Nicolae Ciucă a făcut și o radiografie a lucrurilor realizate până acum de el în comparație cu actualul premier. Țările dezvoltate au impozitul progresiv. România nu a ajuns la acel nivel. Uitați-vă la satul românesc. Nicușor Dan... Păi dacă am zis că nu sunt nume și nu s-a înscris în Partidul Național Liberal, eu vorbesc cu dumnealui, îl apreciez atât de mult, îl apreciez atât de mult pentru consecvența lui, pentru tenacitatea lui, încât îi respect orice decizie. Sper ca următoarea decizie pe care o ia să intre în Partidul Național Liberal. Când a ajuns Marcel Ciolacu la guvern, a găsit o absorpție de 11,3 miliarde de euro, ceea ce n-a făcut nici el și nici nu cred că se va mai întâmpla în următoarea perioadă. Nicolae Ciucă n-a făcut nimic la guvern decât să muncească și să aducă în țară bani. Am avut și creștere economică, am avut și cea mai mare creștere de absorpție de fonduri europene și de investiții străine și de scădere a deficitului bugetar cu 1%.